Fratele Iacob Bergianu relatează în vizite la Viorica Litianu. Așa cum promisesem, azi, 28 noua 2023, împreună cu soția am trecut pe la văduva Viorica Litianu în Sânt Andrei, Bihor. Am găsit-o cum era de așteptat, cu un mare gol în inimă și în casă, dar cu dorința de a rămâne lângă Domnul. Dând curs cu ceea ce mai stă în putință unor dorințe ale scumpului ei soț, de care este despărțită doar pentru o vreme. Astfel mi-a comunicat că a dat curs voinței soțului ei privitoare la instrumentele muzicale. Din discuția noastră s-a degajat o dorință neîmplinită a soțului ei cu privire la o familie din vecini, neîntregită la Hristos, pe care o Ovidiu vizitase de mai multe ori și căreia îi făcuse nelipsită invitație. Hai în Arai. A mers împreună la acea familie, producându-i acestea o deosebită bucurie. De altfel, un tânăr bărbat din această familie, alcătuită din patru persoane, mă abordase după a doua seară de priveghi, spunându-mi ceea ce nu am putut uita. Mă gândesc că ceea ce nu a reușit tatăl meu, care a fost pastor evanghelic, veți realiza dumneavoastră. Și când a spus aceasta, nu s-a referit la un om anume, ci la impactul avut asupra lui de venire cu această ocazie la o biserică. În memoria lui Ovidiu Litianu vă îndemn să faceți o rugă pentru acest suflet greu încercat, care are și boala Lyme, și pentru toți cei patru adulți membri ai acestei familii greu încercate. Mă gândesc că în cer nu doar Domnul Secerișului, ci și Ovidiu vă va mulțumi că ați continuat ceea ce a început el. Fiți din abundență binecuvântați! Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube, Creștin Total Media, și vă așteptăm și pe site-ul creștintotal.ro.